Hey guys, bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi am un review la două produse pentru voi. Știu că unora vă plac review-urile astea și de asta continui să le fac. Și am primit iarăși două produse de la Black Knight. Dacă mai țineți voi mintea, cu câteva clipuri, cu câteva review-uri, am făcut un review la fondul de ten de la Neutrogena, All Day Coverage sau ceva de genul ăsta, și la baza de machiaj. Și mi-au mai trimis încă două produse, un anti-cearcăn, de care v-am zis deja că sunt îndrăgostită, în favoritele lunii mai, și o paletă de la CoverGirl. Haideți să începem cu paletile bune, și anume cu anti-cearcănul. Ăsta este AG Wine de la Maybelline, pe care până de curând nu-l găseați în România, nu se găsea, și cei de la Black Knight îl au și l-au și la un preț mai avantajos, să spun. Este 29 de lei pe Black Knight, o să vă las link de acolo, dar de curând am auzit și am și văzut că în DM, în unele DM-uri, nu în toate, l-au adus și pe ăsta. Din păcate n-am văzut decât culorile ori prea deschise, ori prea închise. Eu, cum am zis, l-am primit de la Black Knight și vine direct din Statele Unite, nu este versiunea pentru Europa, da? Deci nu este versiunea comercializată pentru Europa și din păcate n-am filmat, dar vine în ambalaj din ăla ca la american, știți, cum învelit în carton, așa cum vin la american. La noi în DM îl găsiți așa pur și simplu, fără carton. Și îl am în nuanța fair. L-am luat în nuanța asta pentru că m-am gândit că o să-mi fie bun ca să iluminez zona asta de sub ochi, să-l folosesc ca iluminator pe față pentru contur. De obicei, anticearcănele pe care le am ori sunt în nuanța mea, se apropie foarte mult de nuanța mea și așa că efectul ăla de iluminare e spre zero, ori sunt mai închise. Chiar și cele mai deschise sunt închise pentru mine. Însă nuanța fair este chiar foarte deschisă de pe Black Knight. Sinceră să fiu, n-am văzut exact care sunt denumirile și numerotațiile celor din DM, anticearcănelor din DM, pentru că nu erau toate acolo. Am văzut că spargă-s pe numere 001, 002, 200, parcă am văzut sau ceva de genul ăsta. Mie personal îmi place foarte, foarte mult anticearcănul ăsta și chiar își merită tot hype-ul ăla pe care îl auziți voi la toată lumea, că urlă, că da. Chestia este că îl aplici pe zona asta de sub ochi și efectiv nu se vede, nu se strânge, nu se vede. După ce s-a setat, efectiv zici că nu ai nimic pe acolo, pe aici. Nu, ce m-a șocat este că se... îți corectează zona asta, ți-o iluminează, dar nu se vede că ai avea ceva aplicat acolo. Deci nu se încarcă zona respectivă. Poți să aplici și două straturi și nu încarcă zona respectivă și nu se vede. Chestia asta se întâmplă și mi se întâmplă mie și cu MAC Pro Longwear. Însă ăla parcă se vede parcă se vede puțin, puțin de tot. Ăsta nu se vede chiar deloc că îl ai aplicat sub ochi. Da, nuanța asta este deschisă, este puțin deschisă pentru mine, însă tot îl folosesc și îl combin cu un alt anticearcăn dacă este mult prea deschisă. Este foarte rezistent, rezistă toată ziua fără nicio problemă. Bine, eu am și zona asta de sub ochi uscată. Nu am văzut să-mi usuce mai tare zona de sub ochi, nu am văzut să-mi sensibilizeze zona asta și rezistă foarte mult, adică nu am probleme, nu am văzut să se strângă pe parcursul zilei, nu-mi curge rimelul din cauza lui, adică să văd că mi se întinde rimelul ăsta din cauza lui sub nicio formă, și este foarte confortabil, este ca și cum nu ai avea nimic. Ce vă recomand eu este că în momentul în care îl aplicați pe la un ochi, să-l și difuzați, să-l și blenduiți bine, adică nu-l lăsați. Nu faceți ochiul ăsta, după aia mergeți să aplicați și aici, după aia aplicați și pe față și nu știu ce. Eu mai fac chestia asta câteodată, dar după aia trebuie să mă grăbesc să-l amestec, pentru că se usucă foarte repede. Asta e chestia. Deci v-aș recomanda să-l aplicați la un ochi, să-l blenduiți, după aia aplicați și la celălalt ochi, blenduiți și așa mai departe. În schimb, este un produs super bun, își merită cei 29 de lei cu desăvârșire. Nu știu cum se prezintă cel din DM, dar mi-au spus câteva fete pe Facebook că și cel din DM este la fel de bun și că își merită și la banii. În DM am văzut că este 44-45 de lei. Un pic cam mult, aș zice eu, însă este un anticearcăn super, super bun. Chiar vi-l recomand. Acoperirea este medie, nu este o acoperire mare, dar tocmai din cauza asta este și așa de lejer. Personal, nu știu ce să zic de capătul ăsta cu burețel. Nu sunt prea încântată de el pentru că... Da, buretele adună bacterii, însă, da, dispersează foarte bine produs. O altă chestie pe care am observat-o chiar astăzi când mă pregăteam să fac review-ul ăsta este că se termină destul de repede. Deci, de aia spun că 44 de lei,
Eu sper din tot sufletul să-l bage peste tot, să-l aducă cei de la Maybelline peste tot, pentru că într-un timp știu că erau foarte hotărâți să nu-l mai aducă deloc în România și sper din tot sufletul să-l bage peste tot ca să aibă oricine acces la el și eventual să mai lase din preț. Dacă aveți nevoie de, nu știu, nu aveți un DM sau nu găsiți în magazinele prin care mergeți voi, vă las linkul de la Black Knight și acolo cu siguranță puteți să-l cumpărați. Next este o paletă de la CoverGirl, Two Naked Nudes. Sunt paletuțele astea, sigur le-ați văzut la fetele care fac clipuri cu produse drugstore în afară, la vlogărițele din afară de beauty. Și eram foarte entuziasmată când am văzut că cei de la Black Knight au paletele astea, că sunt vreo 2 sau 3 pe Black Knight. Eram foarte entuziasmată. Foarte multe în lume le compară cu paletele Naked, cele mari, Naked, de la Urban Decay. Nici dacă mă bate cineva, nu văd similaritate dintre fardurile astea și cele de la Urban Decay. Nu am decât o paletuță mică de la Urban Decay, dar mi-am băgat degetele în paletele de la Urban Decay de fiecare dată când am fost în Sephora, de câte ori am avut ocazia, și nu se aseamănă nici pe departe. Am fost foarte dezamăgită, sinceră să fiu, de paleta asta, pentru că mă așteptam la altceva. Văzând tot hype-ul ăsta care este la fetele din afară cu CoverGirls și paletele astea și zic, wow! Așa, mă gândeam că o să fie o paletă extraordinară, care o să vină și la un preț rezonabil și o să fie bun așa pentru cineva care vrea un machiaj rapid de zi cu zi, care nu se complică cu culori prea multe, și mă gândeam și vreo paleta asta. Din păcate, din toate nuanțele astea, câte sunt? 2, 4, 6, 8... Decât 2 sunt pigmentate, astea 2 sunt chiar pigmentate. De fapt, astea mai închise sunt mai pigmentate, dar celelalte de aici, 3 sunt prăfoase. Sunt prăfoase și nu că sunt prăfoase, dar se iau așa cu bucățele, gen chalky. Sunt, sunt sfărâmnicioase, sunt... zici că sunt prăfoase, cum de exemplu e paleta de la Too Faced, aia Sweet Peach, să zici că într-adevăr sunt fardurile prăfoase, dar se amestecă foarte bine. Nu, nici nu se amestecă bine. Astea 2 de aici, astea din capăt, astea închise la culoare, sunt și pigmentate, se amestecă și bine, dar personal n-aș vedea de ce ai lua o paletă, de ce ai dat banii pe o paletă doar pentru 2 farduri, adică ai alte opțiuni. Astea de aici, primele 3, nu se văd aproape deloc. Asta, de exemplu, ăsta, și mărul ăsta rozuliu așa, cade, uitați, am o grămadă pe mine acum, am încercat să iau. Este super prăfos. Și v-am zis, nu numai că e prăfos, că hai că treci peste chestia asta cu prăfosul, dar este chalky așa și nu se amestecă bine. Și pe urmă când îl pui pe pleoapă, abia că nici nu se vede. Acum pe mâna mea se vede ca un iluminator, dar eu mă așteptam la ceva mai intens. Și am încercat să-l și umezesc. Nu vrea. Nu vrea să coopereze cu mine. Din păcate, celelalte 2 nu sunt pigmentate chiar deloc. Și ca să vă spun din ce am discutat cu managera Black Knight, ea aduce produsele din afară, din Statele Unite. Adică astea nu sunt produse pe care să spui că sunt făcute pentru România sau pentru zona asta a Europei și de-aia nu sunt bune și nouă ni se livrează produse proaste. Nu, astea sunt produse cumpărate din Statele Unite, aduse în România și vândute. Deci nu sunt produse strict destinate pentru Europa. Astea sunt produse destinate pentru Statele Unite. Adică astea sunt produsele pe care le vedeți și la youtuberițele din afară, din Statele Unite, și care spun că, wow, paleta asta este genială. Personal, nu văd de ce zic chestia asta. Nu știu, poate am nimerit eu una proastă, dar nu îmi place, chiar nu îmi place și chiar îmi pare rău, pentru că mi-aș fi plăcut să vă zic, wow, uite, avem și noi CoverGirl. Pentru cine nu știe, CoverGirl este varianta americană a Max Factor, da? În Statele Unite Max Factor nu se numește Max Factor, se numește CoverGirl. Ei zic tot timpul că sunt aceleași produse, doar că au alt nume. Eu am văzut că nu e același lucru. Sunt foarte multe produse de la Max Factor care nu sunt la fel de bune ca cele de la CoverGirl și invers. Deci și nu au aceleași produse, pentru că ar trebui să găsești fonduri de ten sau chestii similare. Nu, mie nu mi se pare că sunt același lucru. Dar, din păcate, paleta asta, nu vă recomand. Chiar am rămas dezamăgită, pentru că am văzut foarte multe fete care vorbeau despre paletuțele astea și exact asta spune, wow, sunt exact alea de la Urban Decay. N-au nicio treabă. Cel puțin paleta asta, pe care o am eu în mână, n-are absolut nicio treabă cu ce fac cei de la Urban Decay. Nu.
Aia sunt high class 100%, deci nu există. Da, cam ăsta a fost review-ul meu de astăzi, așa, jumii-juma. Îmi place foarte mult ăsta. O să încerc, v-am zis, o să iau unul și din DM ca să vedem cum sunt. Le-am văzut, anticeargănele astea le-am văzut în DM-ul de la AFI, de la Cotroceni. Acolo există, mai existau câteva, nu știu dacă mai există la ora asta. Și în Târgoviște. În DM-ul de la Unirii, din București, nu l-am văzut. Că acolo am fost prima dată să mă uit după ele, nu există. Sau cel puțin nu exista acum vreo săptămână și ceva când am fost eu să mă uit. Da, cam atât pentru astăzi. Eu sper că v-a ajutat cât de cât review-ul meu. Și spuneți-mi dacă vreți review-uri și la alte produse. Please, let me know. La ce produse ați vrea review-uri, ce vă interesează. Nu știu, dar ce ați vrea voi să încerc să vedeți pe canalul meu. Cam atât, v-am pupat și ne vedem în următorul clip. Ciao!